văzut până în acest moment din călătoria noastră în Ioan capitolul 15 faptul că Hristos este adevărata viță. Am văzut lucrul acesta în contrast cu vița prototipică care este Israel, care avea menirea să-L reprezinte pe Dumnezeu, să-L reprezinte pe Hristos, aducând rod, dar n-a făcut lucrul acesta și din motive multiple, Israelul etnic nu a fost vița adevărată, nu avea cum să fie vița adevărată, n-a fost compus doar din mlădițe adevărate, nu a adus rodul care i-a cerut Dumnezeu în mod desăvârșit, ba chiar dacă aducea acest rod, chiar dacă printr-un anumit proces elimina din mijlocul Israelului toate mlădițele neadevărate și rămâneau doar cei cu adevărat credincioși, într-un fel tot nu avea cum să fie adevărata viță, ci doar un îndrumător bun, un îndrumător drept spre adevărata viță și anume Hristos. Hristos este adevărata viță. Israelul avea menirea să fie o săgeată spre, un îndrumător spre adevărata viță. Altfel spus, diferența între Israel și Hristos nu este doar una de ordin calitativ, ci una de ordin ontologic. Hristos este cu adevărat vița. Israel avea menirea să reprezinte vița. Biserica are menirea să arate spre Hristos, să arate spre vița adevărată, da? Biserica vizibilă. Noi aici, în această seară, asta vrem să facem, să arătăm spre Hristos, să arătăm prin tot ceea ce facem aici, spre El, care este adevărata viță. Asta vom face în această seară, când luăm parte din masa Domnului. Dar faptul că noi nu suntem în mod desăvârșit o reprezentare adevărată, nu schimbă faptul că El este cu adevărat vița, în mod desăvârșit. Doar cei care fac parte din El, doar cei care sunt cu adevărat mlădițe, da? Îl reprezintă cu adevărat pe Hristos. Chiar dacă în mod exterior, chiar dacă în mod vizibil, chiar poate și în seara aceasta, unii vor mima că sunt parte din Hristos. Unii vor pretinde că sunt parte din Hristos, cum au pretins cei din poporul Israel că îl reprezentau pe Hristos și că făceau parte din Hristos. Doar cei care sunt cu adevărat în Hristos sunt mlădițe adevărate din vița adevărată. Am văzut tăierea mlădițelor false, aceste mlădițe neroditoare. Am văzut că aceasta se referea la tăierea Israelului. Și am văzut în detaliu că acest lucru se referă la îndreptarea lui Dumnezeu înspre neamuri și la respingerea poporului Israel a lui Hristos și a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Acest lucru s-a întâmplat în mod punctual odată cu pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Lucrul acesta l-am văzut și dovedit ca și fiind fapt și am privit la acest lucru din Vechiul Testament, am privit din Noul Testament și am privit din interiorul textului nostru faptul că această tăiere despre care vorbește textul nostru se referă la tăierea Israelului prin faptul că ei resping pe Domnul nostru Iisus Hristos și resping Evanghelia Lui. Și lucrul acesta se dovedește odată cu pogorârea Duhului Sfânt. În același timp, am văzut curățirea mlădițelor adevărate, acelor mlădițe care aduc rod. Și am calificat împreună ce înseamnă acest rod, și anume rodul Duhului Sfânt, care vine în urma credinței. Am văzut cum se face această curățire. Am văzut că curățirea aceasta se face în mod inițial prin cuvânt și prin credință, iar acolo unde cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt, produce credință, în mai multe mlădițe, acolo se formează o comunitate. Iar în comunitate, într-o viață trăită în comunitate după cuvântul lui Dumnezeu, se produce această curățire continuă. Prin cuvânt,
prin spălarea picioarelor în mod reciproc, în care ne curățăm unii pe alții, veghem unii asupra altora, prin comuniune, prin cina Domnului, prin excomuniune, atunci ceea ce nu este cu adevărat parte din viță este excomunicat, fie de bună voie, prin retragere, fie că biserica este nevoită să spună: ai pretins că ești mlădiță, dar dovedești că nu ești mlădiță. Sunt conștient că sunt dintre cei care considerăm de ai noștri care nu sunt aici în această seară și este deosebit de dureros pentru mine. Domnul să îndure și data viitoare să fim toți împreună în comuniune la cina Domnului. Și prin toate metodele Harului, prin care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, în comunitatea credincioșilor, curăță mlădițele ca ele să producă mai mult rod. În această seară vrem să ne uităm la caracteristicile adevăratelor mlădițe. Ce înseamnă că o mlădiță este adevărată? Cum calificăm ce este o mlădiță adevărată și cum ne verificăm în primul rând pe noi ca să știm că suntem cu adevărat mlădițe în vița adevărată. Și aș vrea să ne uităm la 8 sau 9 caracteristici elementare, esențiale, importante pentru ceea ce înseamnă a fi mlădiță adevărată în adevărata viță. În primul rând, mlădița adevărată este acea mlădiță, ne spune textul nostru, care aduce rod. Nu există mlădiță în Hristos. Adevărată mlădiță cu adevărat în Hristos, care să fie total neroditoare. Rodul mlădiței este un efect necesar al eficienței viței. Dacă o mlădiță este în viță, ea aduce rod. S-ar putea să aducă mai puțin rod, s-ar putea să aducă mai mult rod. S-ar putea să aducă rod foarte repede, s-ar putea să aducă rod mai lent. Dar consecința necesară atunci când ești parte din viță cu adevărat este că ești roditor. Când plantezi un pom și el crește, dar după ce trece timpul alocat nu aduce rod, este un faliment al pomului și nu al crengilor. Nimeni nu stă în fața pomului care după un an, 2, 3, 4, 5 și spune: a, cu siguranță doar crengile sunt de vină. Da? Cu siguranță crengile au vina lor. Dar dacă pomul este bun, atunci rodul va fi bun. Sau dacă pomul acela care l-ai sădit aduce rod sălbatic, nu vei spune despre acel pom că el are o problemă? Rodul este o consecință necesară a adevăratei vițe. Vița, nu mlădița, este cea care produce rodul. Și principiul acesta nu-l extrag doar din observarea lumii naturale. Da? Nu sunt horticultor, nu sunt om de știință în domeniul botanic sau așa mai departe, ci îl extrag din Scriptură. În Matei 7, de exemplu, de la versetul 15 la 20, Domnul Iisus ne arată acest principiu. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri dintre spini sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Roadele sunt o consecință a pomului. Rodirea mlădițelor este o consecință a faptului că acea mlădiță face parte din adevărata viță. Că este într-adevăr racordată la viță. Că își primește cu adevărat viața din viță. De aceea nu există nici o mlădiță care este cu adevărat în Hristos, care să nu aibă rod. Care să nu aibă rodul Duhului Sfânt într-o oarecare măsură în viața lui. Să nu dea dovadă acestei relații cu vița. Al doilea rând, această rodire, ne spune textul nostru, este progresivă. Ne arată
textul că există o curățire a adevăratelor mlădițe ca să aducă mai mult rod. Ele aduc un rod inițial, iar după aceea sunt progresiv curățite și aduc mai mult rod și mai mult rod. Adevăratele mlădițe nu sunt roditoare doar inițial. După aceea stagnează. După aceea nu mai produc niciun rod. Ci în urma curățirii, care se întâmplă în mod continuu, care o primesc prin lucrarea Duhului Sfânt, în mijlocul comunității credincioșilor, adevărata mlădiță produce din ce în ce mai mult rod. Asta nu înseamnă că nu există văi pe drumul credinței. Dar direcția, în general, în viața credinciosului, este una care merge în sus. Rodul devine din ce în ce mai abundent. Iar aceasta este o provocare pentru fiecare dintre noi. Care este direcția vieții noastre spirituale? În ce direcție ne îndreptăm noi? Cum stăm cu rodirea în viața noastră? În ce direcție mergem pe drumul credinței? Cineva zicea de un frate, el merge pe drumul cel bun, numai că merge pe contrasens. S-ar putea să vă aflați pe drumul cel bun. S-ar putea să vă aflați în comunitatea credincioșilor. S-ar putea să vă aflați sub predicarea cuvântului. Dar s-ar putea ca în viața voastră să nu existe rod. Să nu fiți cu adevărat mlădiți. Avem nevoie fiecare dintre noi de o verificare constantă. Apostolul Pavel ne amintește de acest lucru în 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5, când ne spune că noi trebuie să ne încercăm, să ne testăm, să ne verificăm dacă suntem în credință cu adevărat. Pe noi înșine ne spune să ne încercăm. Nu cunoaștem noi că Iisus Hristos este în noi? Afară nu, mai spune Apostolul Pavel. Dacă suntem lepădați, dacă picăm la acest test, dacă atunci când ne uităm în viețile noastre vedem că de fapt nu s-a întâmplat vreodată o curățire inițială prin jertfa Domnului Iisus Hristos și nu există o curățire progresivă. Dacă lucrurile acestea nu sunt adevărate despre viața noastră, ne amăgim singuri. Și faptul că suntem pe drumul cel bun nu contează pentru nimic, pentru că mergem pe contrasens. Faptul că facem parte din Biserica Sfânta Trăime nu contează pentru nimic, pentru că nu faceți parte din Hristos. Nu vă amăgiți singuri. Dacă nu există curățirea inimii prin jertfa Domnului Iisus Hristos și dacă nu există curățirea progresivă prin lucrarea Duhului Sfânt, dovedită prin rodul progresiv și abundent în viața noastră, nu sunteți în credință. Momentul acesta, din seara aceasta, este un moment de verificare în care fiecare dintre noi, în mod individual, trebuie să ne verificăm. Dar și în mod corporativ trebuie să ne verificăm. Suntem chemați ca să fim sfințiți în comunitate. Suntem chemați ca să afirmăm credincioșia noastră reciprocă. Cum facem acest lucru? Ia un frate sau o soră cu care ai o relație mai apropiată, care cunoaște viața ta cu amănuntele, deja este un test, da? Când ți-am spus lucrul acesta și dacă te-ai gândit, eu nu am un asemenea frate sau soră. Ar trebui să ai mai mulți! Nimeni nu există în biserica aceasta, în comunitatea aceasta, care să știe viața mea interioară. Deja este un semn de întrebare. Ce fel de mlădiță este aceea care este izolată de restul mlădițelor? Care n-are nicio treabă de restul viței? Ia un frate sau o soră și stai față în față, da? Și întreabă, frate, soră, după ceea ce vezi din viața mea, după ceea ce observ în viața mea în ultima perioadă, cum stau cu rodirea? Am fost eu curățit progresiv? Aduc din ce în ce mai mult rod? Ce poți tu spune despre credința mea? Ce ai observat tu din afară? S-ar putea ca eu să mă amăgesc singur. Spune-mi ce vezi tu. Și dacă ai un frate adevărat, îți va spune. Îți va spune lucrurile bune, îți va spune lucrurile rele, îți va confirma roada care se vede în viața ta, îți va arăta păcatul care încă există. Și reciproc, procesul de curățire a mădularelor,
a mlădițelor se pune în practică. Tatăl meu, spune Domnul Iisus, este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod. Așa de mulți pocăiți, între ghilimele, așa de mulți creștini, între ghilimele, sunt satisfăcuți prin simplu fapt că cineva le-a spus odată că au adus un rod. Dacă te-ai botezat, asta-i dovadă, asta-i rod, nu? Dacă ai cântat în cor cândva, asta-i un rod. Că ai dat niște bani la biserică odată, asta-i un rod. Cum să nu? Ești frate, te scriem în catastif. În primul rând că nu acest rod este rodul despre care vorbește Domnul Iisus. Și în al doilea rând, Domnul Iisus nu vrea ca noi doar să aducem rod odată, ca să ne putem amăgi că odată am dovedit noi că suntem creștini. Și vrea ca Tatăl nostru să fie proslăvit prin faptul că aducem mult rod, prin faptul că dragostea noastră crește constant, prin faptul că ascultarea noastră crește constant, prin faptul că credința și cunoașterea noastră crește constant. În al treilea rând, adevăratele mlădițe sunt acelea care sunt curățite, justificate doar prin credință, doar prin cuvânt, doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus le spune ucenicilor, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Acest aspect este deseori așa de superficial tratat în zilele noastre. Mlădițele adevărate sunt doar acele mlădițe care sunt curățite, justificate înaintea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Iar această curățire este aplicată sau recepționată, cum am învățat dimineață, în viața lor prin credința în urma auzirea cuvântului. Care cuvânt? Cuvântul despre curățirea realizată odată pentru totdeauna de Domnul nostru Iisus Hristos. Adică Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei sunt curați din pricina cuvântului care Hristos le-a spus. Cuvântul care le-a spus că El a pogorât din cer. Că El este Fiul lui Dumnezeu. Că El este Dumnezeu întrupat. Că El este fără păcat și a venit să moară pentru păcătoși. Cuvântul care tocmai le-a spus înainte de cina Domnului. Că El urmează să urce pe cruce să-și dea viața pentru ei. Și ei au auzit această evanghelie a mântuirii lucrate doar de Domnul Iisus și au crezut acea evanghelie. Și din pricina acelui cuvânt și acelei lucrări a Domnului Iisus Hristos, ei au fost curățiți. Doar prin credință, doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, doar prin cuvântul lui Dumnezeu. Nimic mai puțin, nimic mai mult. Cum am auzit și dimineață, nu este suficient. Nu există rod adevărat fără credință adevărată, fără o credință în Evanghelia adevărată, fără o credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, în mod real și în modul în care este ea descoperită pe paginile Sfintelor Scripturi. Creștinismul nu este o religie pur intelectuală sau naturalistă, da? Noi nu credem că ceva se întâmplă doar prin simpla înțelegere sau însușire intelectuală a unui adevăr. Credem că este nevoie de o lucrare supranaturală prin care adevărul Evangheliei permiază nu doar mintea noastră, ci și în inima și în sufletul nostru. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează acest adevăr în viețile noastre, aplică acest adevăr în viețile noastre, produce viață, regenerează, produce credință. Începe de aici, de la auzire, da? De la nivel intelectual, iar Duhul lui Dumnezeu vine și împinge acel adevăr, împinge acea evanghelie. Scoate acea inimă de piatră și o transformă într-o inimă de carne și pune în ea viață. Pune în ea credință. Este acea credință vie în Evanghelia lui Hristos care mântuie. Nu este creștinismul doar o religie intelectuală, dar în niciun caz
creștinismul nu este o religie anti-intelectuală, prin care am crede că această lucrare care o produce Duhul Sfânt este în afara minții noastre. Cumva, noi am fi aduși la viață, dar mintea noastră rămâne neafectată. Mintea noastră rămâne fără rod. În niciun caz, dacă mintea noastră rămâne fără rod, dacă lucrarea Duhului Sfânt nu înnoiește mintea noastră, trebuie să întrebăm ce-i de făcut. Ce-i de făcut? Mintea este înnoită și ea prin cuvânt și prin lucrarea Duhului Sfânt. Creștinismul și creștinul contemporan, care pretinde că este creștin, suferă de o ignoranță totală a cuvântului lui Dumnezeu. El este ignorant de toate doctrinele majore ale creștinismului. El nu știe nimic despre Sfânta Treime. El nu știe nimic despre natura lui Dumnezeu și despre atributele lui. El nu știe nimic despre justificare. El nu știe nimic despre păcat, despre iertarea păcatelor, despre mijlocirea Domnului Iisus Hristos. El nu știe nimica despre nimic. Dar el pretinde că este creștin. Fraților, aceasta nu este creștinism. Aceasta este cretinism. Aceasta este îndobitocirea oamenilor religioși care merg la biserică și repetă ritualuri. I-ați văzut dimineața? Ați observat? Eu am observat. Mergând acasă pe drum, toți cu crengile la mână, cu mâinile pline, cu inima și mintea goală. Dar sunt creștini, pentru că au floarea la mână. Ce ușor i-a prostit satana. Ce ușor le-a furat cuvântul lui Dumnezeu pentru o floare, pentru o tradiție, pentru un obicei, pentru ceva prin care să poată să pună mâna și să spună: o am asta la mână, sunt creștin. Am fost la biserică din Paști în Crăciun, sunt creștin. Aceasta nu este creștinism. Creștinismul adevărat este un om a cărui inimă este profund afectată, transformată de cuvânt și a cărui minte este reînnoită. Este un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, care crește în cunoașterea Lui. Ați merge astăzi pe stradă și ați întreba: mai voi sunteți creștini, ce sărbătoriți voi astăzi? Ce-s floriile astea? Da, astăzi sunt floriile, nu? Ați rămâne șocați. De la oameni care au mers la biserică. Ați rămâne șocați de răspunsurile care le-ați primit. Ei nu știu. Ei sunt echivalentul, creștinii aceștia sunt echivalentul acelor oameni care îi vedem pe YouTube, care îi întreb în ce țară trăiesc și ei nu știu. Dar ei trăiesc în acea țară. Ei au mers la biserică astăzi, da? Ei au felicitat pe floria, pe toate florile, dar ei n-au habar ce s-a întâmplat la florii. Și n-au habar de ce ei o sărbătoresc astăzi? N-au habar cum a început să se sărbătorească? N-au habar dacă Domnul Iisus Hristos le-a poruncit sau nu le-a poruncit? Dacă apostolii au făcut sau n-au făcut? Da? Și nici nu interesează. Păi ei interesează că au mers astăzi și vor merge în săptămâna mare, nu? Așa îi spune? Nu știu de ce e mai mare decât altă, că tot atâtea zile are. Au mers la biserică, au plecat de la biserică și se pot minți că sunt mlădițe. Și vor ajunge în cer și vor spune: dar Doamne, noi am fost, am făcut, am respectat datinile, dă-ne acum. Dar ei nu cunosc pe Hristos. Ei nici măcar nu cunosc despre Hristos. Nici măcar intelectual n-au cunoaștere. Le pui cele mai banale întrebări din Scriptură și ei nu au habar. Religia creștină este religia care propovăduiește curățirea, justificarea prin credință, prin cuvânt și doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Iar noi trebuie să proclamăm acest mesaj. Trebuie să învățăm pe oameni acest mesaj. Trebuie să-i scoatem din cretinismul lor și să arătăm ce înseamnă creștinismul. Asta înseamnă să pui mâna pe Scriptură. Asta înseamnă să citești Scriptura. Asta înseamnă să cunoști Scriptura, să iubești Scriptura. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când prin propovăduirea cuvântului, prin lucrarea Duhului Sfânt, mintea ta este reînnoită și inima ta este curățită prin jertfa Domnului Iisus Hristos. 4. Mlădițele adevărate
dau dovadă de perseverare până la capăt. Domnul Iisus spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Și în versetul 6 spune, dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mlădiță. Citesc din noua traducere, da? Turmitul Cornilescu are o traducere eronată, vom trata acest verset în detaliu. Ca o mlădiță și se usucă. Acestea sunt adunate și aruncate în foc și arse. Adevăratele mlădițe sunt acele mlădițe care perseverează. Biblia este cât se poate declară despre acest aspect. Adevărata credință este acea credință care persistă, care rezistă până la final. Și adevărații credincioși sunt aceia care perseverează. Nu din meritul lor, nu datorită puterii lor, ci datorită lucrării complete și desăvârșite a Domnului Iisus Hristos. El este cel care garantează această perseverare. El este cel care lucrează această curățire progresivă și constantă. El este cel care duce la bun sfârșit lucrarea care a început-o. Rețineți ce zice Domnul Iisus în Ioan capitolul 6, versetul 39. Și voia celui ce m-a trimis, adică voia Dumnezeu, a lui Dumnezeu Tatăl, este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-i învii în ziua de pe urmă. Asta este voia lui Dumnezeu cu privire la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și puteți fi siguri că Domnul Iisus Hristos a îndeplinit în totalitate voia lui Dumnezeu. Nici o mlădiță cu adevărat în El. Nici un suflet pentru care Domnul nostru Iisus Hristos a plătit la Golgota. Nu există posibilitate să nu persevereze. Nu din meritul lor, nu din puterea lor, ci în totalitate din cauza lucrării Domnului nostru Iisus Hristos. 5. Mlădițele adevărate sunt în dependență totală de Hristos. Mlădițele adevărate îți recunosc neputința. Mlădița nu are vreo putere din sine însuși. Adevăratele mlădițe sunt dependente total de viță pentru rodirea lor, pentru perseverarea lor, pentru absolut tot din viața lor spirituală. Mlădița depinde de viță. Domnul Iisus spune în versetul 4, așa cum mlădița fizică, nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, construiește un paralel aici, tot așa, nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu va aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Nimic de valoare spirituală nu putem face fără Hristos. Nimic pentru perseverarea noastră, nimic pentru curățirea noastră, nimic pentru creșterea noastră în credință. Nu putem face decât din Hristos. El face. Prin Duhul Sfânt în viețile noastre. Asta înseamnă a fi mlădiță. Înseamnă să rămâi. Să rămâi în Hristos. Și de multe ori este subliniat acest aspect al rămânerii în Hristos doar din punct de vedere activ. Nu zic că nu este așa. Dar se ratează că a rămâne înseamnă doar atât. A rămâne. Ce înseamnă să rămâi? Dacă eu spun, rămâi pe scaunul acela. Ce efort trebuie tu să faci? Nu trebuie decât să rămâi, să stai liniștit. Domnul Iisus Hristos ne cheamă la exact aceasta. Ne cheamă să rămânem, să depindem, să ne odihnim în El. Suntem chemați de Hristos în primul rând să recunoaștem că nu putem face nimic și să depindem de puterea Lui. Nu ca să credem că dacă noi vom fi în stare, atunci vom putea rămâne. Dacă noi ne vom strădui, atunci sigur ne vom agăța suficient de puternic de Hristos. Ci să credem că noi nu putem face nimic. Dar dacă suntem în El, El va face totul pentru noi. Chemarea lui Hristos de a rămâne în El este o chemare de a ne odihni în El. Nu este o chemare care are scopul să ne obosească, să ne scoată din minți, oare cum vom putea rămâne? Ci este o chemare să stăm calm și să știm că El a făcut totul.
Să știm că El este Dumnezeu și că El garantează această lucrare. El a plătit pentru această lucrare și El o va duce la bun sfârșit. Obosim așa de mult în viața noastră de credință, în viața noastră spirituală, pentru că uităm că noi nu suntem sursa rodului. Noi spunem că vrem să rămânem, dar de fapt noi nu vrem să rămânem. Noi vrem să facem prin propriile puteri și nu vrem ca El să facă în noi. Noi nu suntem sursa vieții, El este. Noi nu suntem vița, El este. Noi suntem mlădițele. El este vița. Noi suntem dependenți de El și suntem chemați să rămânem, să depindem și să ne odihnim în El. Este o eroare fundamentală să crezi că poți produce ceva prin propriile tale puteri. Tu nu ești vița, ești mlădița. Cunoaște acest adevăr și rămâi în Hristos. Odihnește-te în Hristos. Depinde de puterea Lui. Nu mai încerca să faci prin propriile forțe. Că nu poți. Încercând să faci prin forța ta, dovedești doar cât de departe ești de Hristos. Și fiind în dependență totală de El, vei persista și vei persevera în El. Pentru că te vei odihni în puterea Lui. Vei rămâne în Hristos. 6. Ascultare deplină. Dependența totală față de Hristos dă naștere la o ascultare deplină față de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune în versetul 10, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, așa cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Când suntem neascultători de Cuvântul lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să ne declarăm lipsa noastră de dependență față de Dumnezeu. Când nu ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, este o declarație fatală de emancipare față de Dumnezeu. Este felul în care noi spunem, nu depindem total. Dumnezeu îmi spune să fac asta, dar eu cred că poate, pot face și altfel. Eu cred că există și o altă metodă. Există și o altă sursă de putere. Ce motiv am avea să nu ascultăm de Dumnezeu dacă depindem total de El? Dacă suntem convinși că El este sursa vieții noastre, că El este sursa perseverării noastre, ce motiv am avea să nu-L ascultăm? Dar pentru că încă în colțul inimii noastre, acolo ascuns adânc, există încă un pic de dubiu. Există încă o mică parte care spune, totuși, poate pot și eu. Poate și prin metodele mele. Poate și prin variantele mele. Dumnezeu spune, fă aia! Și tu zici, Doamne, uite, eu totuși am să încerc așa. Că poate de data asta îmi reușește. Știu că Tu ai spus că fără Tine nu pot face nimic, dar uite, mai vreau să încerc o dată. Mai vreau să încerc o dată, că poate o să reușesc de data aceasta. Și ce se întâmplă? Nu reușești. Pentru că despărțit de El nu poți face nimic. Și El ne dovedește asta și ne dovedește aceasta. Ascultarea deplină vine atunci când suntem dependenți deplin. Când depinzi în totalitate de Dumnezeu, nu ai niciun motiv să nu asculți. Pentru că ai lepădat orice idee care depinde de tine, care depinde de ideile tale, care depinde de puterea ta, depinde de El. Ca atare, când înțelegi lucrul acesta, vei putea asculta deplin. Dacă am depinde total, ce motiv am mai avea să nu ascultăm? Dar pentru că credem că putem să facem și noi ceva, putem să rodim și prin metodele noastre și prin puterile noastre, deseori nu ascultăm. Și dovedim că n-am înțeles că trebuie să depindem și că depindem total. Mlădițele adevărate, nu doar că depind total, dar și ascultă în mod necondiționat. Gândiți-vă la toate aspectele din viețile voastre, în care există încă neascultare. În care ascultarea încă nu este deplină și întrebați-vă de ce. Și cred că răspunsul este că n-am capitulat încă complet înaintea lui Dumnezeu. Cu cât suntem mai curățiți de El, cu cât depindem și realizăm că cu adevărat depindem de El în totalitate. Iar cu cât depindem de Dumnezeu în totalitate, cu cât ascultarea noastră devine mai completă.
Și dragostea noastră față de Dumnezeu devine mai amplă. Cu cât realizăm că oricum totul vine de la El, realizăm că nu avem niciun motiv să nu-L ascultăm. Realizăm că nu putem să-I punem lui Dumnezeu nicio condiție. Că nimic ceea ce ne-ar cere El nu este prea mult. Pentru că tot ceea ce ne poruncește este spre binele nostru și spre gloria Lui. Când capitulăm în totalitate înaintea lui Dumnezeu și când recunoaștem, când cunoaștem dependența noastră totală, toate motivele de neascultare dispar. Toate argumentele, toate variantele noastre. Și rămâne doar ascultarea desăvârșită înaintea lui Dumnezeu. 7. Mlădițele adevărate sunt marcate de dragoste. Este un aspect esențial a oricărei mlădiți adevărate. Domnul Iisus spune în versetul 9, așa cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Mlădițele adevărate sunt caracterizate de dragoste pentru că în primul rând sunt beneficiare ale dragostei desăvârșite a lui Dumnezeu. Au experimentat ce înseamnă să fie iubite. În mod necondiționat, în mod desăvârșit, au gustat cât de frumos este ca să fii iubit. Și sunt așa de impactate. Suntem așa de impactați de dragostea lui Dumnezeu, încât din noi să revarsă dragoste către cei din jurul nostru. În primul rând, trebuie ca să fim caracterizați de o dragoste pentru Dumnezeu. Dar această dragoste adevărată de Dumnezeu produce o dragoste pentru cei din afară. În primul rând pentru frații noștri și apoi pentru cei din afara bisericii, pentru cei care sunt pierduți și necunoscători ai Scripturii și a lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune în versetul 12 și 13, aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Așa cum v-am iubit eu. Și clarifică la ce se referă. Nimeni nu are dragoste mai mare decât aceasta și anume să-și dea viața pentru prietenii lui. Așa cum Domnul Iisus a fost dispus, pregătit să-și dea viața pentru noi, noi trebuie să fim pregătiți să dăm viața unii pentru alții. Apostolul Pavel, de exemplu, ne spune că în relația noastră de căsătorie, da, avem datoria, mai ales noi soții, să ne iubim soțiile cum a iubit Hristos biserica. Cum a iubit Hristos biserica? S-a dat pe sine pentru ea. S-a dat la moarte pentru ea. Iar noi, în mireasa lui Hristos, în biserica lui Hristos, suntem chemați să avem aceeași dragoste pentru frații noștri. Suntem chemați să fim gata să murim, ba mai mult să trăim pentru frații noștri. Iar noi clasificăm lucrurile. Știi, pe cei din familia mea, pe ea pot să-i iubesc necondiționat. Acum, pe frații mei, știi, eu nu-i cunosc pe toți la fel de bine. N-am aceeași relație cu fiecare dintre ei. Nu pot fi dispus să fac același sacrificiu pentru oricare dintre frații mei. Mă înțeleg mai bine cu Cristi, nu mă înțeleg așa de bine cu fratele Avram. Pentru Cristi sunt dispus să fac un sacrificiu, pentru fratele Avram nu sunt dispus să fac un sacrificiu. Aberant! Eu am aceeași relație care o am cu Cristi, care o am cu fratele Avram, care o am cu fratele Radu, cu fratele Ciprian. Pentru că acea relație este în virtutea faptului că suntem împreună în Hristos. Prin faptul că același preț, adică viața Domnului nostru Iisus Hristos a fost plătit și pentru mine și pentru tine. Afinitățile noastre personale nici nu contează. Faptul că la Ciprian îi place un lucru și mie nu-mi place, nici nu contează. Faptul că la Cristi îi plac caratele și mie îmi plac, da? Dar poate la altul nu-i plac. Nici nu contează. Faptul că la unul îi place muzică clasică și la altul îi place muzică contemporană, nici nu contează. Contează că pentru fiecare dintre noi care suntem strânși aici în Biserica lui Hristos, locală din acest loc, da? Hristos a murit și a înviat și a plătit prețul pentru răscumpărarea noastră. Ca atare, noi suntem chemați, dacă am experimentat acea dragoste, să tratăm pe frații noștri cu aceeași dragoste. Să fim gata să ne sacrificăm pentru ei. Pentru că am gustat ce înseamnă să fim iubiți de Dumnezeu. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Vreau să vă spun într-o notă mai,
personală, în același timp și o laudă și o critică. Întotdeauna experții în leadership spun, când ai ceva să spui cuiva negativ, începe cu o laudă și după aia vii cu partea negativă, da? Și așa va recepționa mai bine. Dar acum cumva s-a potrivit, că aici este și o laudă și o critică pe acest punct. Lauda este că dintre toate persoanele cu care am discutat de-a lungul anilor, care mulți dintre ei acum fac parte din această biserică, unul dintre cele mai proeminente lucruri care mi le-au spus este că motivul pentru care au vrut să facă parte de această biserică n-a fost cântarea, asta nu vă surprinde, n-a fost predicarea, da? Asta pe mine poate m-a jignit un pic, dar nu mă surprinde, ci a fost faptul că în momentul în care au intrat pe acea ușă și au stat jos în mijlocul nostru la închinare, au simțit dragoste frățească. Nu știu cum au simțit-o, nu știu cum este evident duminică dimineață că ne iubim, nu știu cum știu ei dacă veghem sau nu veghem, dar au simțit-o. Au simțit-o în rugăciuni, au simțit-o în priviri, au simțit-o în vorbele spuse înainte și după program. Și în momentul în care au simțit și au văzut cu ochii lor ce înseamnă dragostea lui Hristos trăită între cei răscumpărați de Hristos, au vrut să facă parte din această comunitate. Asta este lauda. Critica este că în ultima vreme cam lipsește. Și dacă ați fi ca să stați de vorbă cu cei care sunt noi veniți printre noi, s-ar putea să vă spună că nu beneficiază de aceeași dragoste care au beneficiat cei de la început. S-ar putea ca cei noi veniți să nu aibă aceeași primire călduroasă. S-ar putea ca noi să ne fi obișnuit un pic cu ideea aceasta de comunitate și să nu ni se pară că ar trebui ca să iubim pe cei care sunt noi veniți la fel cum noi ne-am iubit când eram doar așa o mână de oameni. S-ar putea ca legăturile care s-au format între noi acum în unele părți să fie mai mult pe afinitate. Știi, Ciprian, acum mergi la antrenament cu fratele Cristi, ei sunt prieteni foarte buni. Dar cu fratele Iosif nu merge la antrenament. O știu dacă își poate face timp de fratele Iosif Ciprian. Să vină la antrenament, nu asta e soluția. Da? Înțelegeți ce vă spun. Avem o datorie să ne iubim, frații. Oricât ar fi. Să iubim așa cum am fost iubiți de Hristos. Să iubim așa cum am fost iubiți de frații noștri care au revărsat dragostea lui Hristos peste noi. Arătați dragostea care ați primit-o din partea lui Hristos și din partea fraților. Tuturor fraților. Lăsați numele lui Dumnezeu să fie vorbit de bine din pricina dragostei care se simte în mijlocul nostru. Lăsați ca oamenii să fie copleșiți de dragostea lui Hristos care este vizibilă în mijlocul nostru, este palpabilă în mijlocul nostru. Ce frumos să plece oamenii de aici să spună, nu înțeleg ce se întâmplă acolo, dar simt că oamenii aceia îl iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unii pe alții cu dragostea cu care Hristos a iubit biserica. Ce mărturie minunată! 8. Mlădițele adevărate, nu doar că au ascultare deplină, dependență deplină, dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru frați, dar au și o bucurie deplină. Domnul Iisus spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină. Creștinul care este permanent supărat și bosunflat este o contradicție în termeni. Creștinismul, creștinul, este sinonim cu bucuria. De ce? Pentru că această bucurie provine de la Hristos. Cum provine ea de la Hristos? Ce le-a spus care ar fi trebuit ca să le producă bucuria totală? Rețineți ce spune psalmistul. Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, de cel a cărui păcat este acoperit. Ferice de omul căruia Domnul nu-i ține seamă vina. Ferice de omul iertat. Ferice de omul pentru care a murit Hristos. De omul care nu se mai află sub condamnarea păcatului. Acela are deplin motive pentru fericire. Faceți un exercițiu mental împreună cu mine. Dacă am merge la o pușcărie unde sunt oameni condamnați la moarte sau sunt condamnați acolo pe viață, da, până vor muri, și am merge și le-am spune, uite, avem o veste bună pentru voi. Vestea bună este că vreau să te înștiințez că ai câștigat la loto. Tocmai ai câștigat
1.000.000 de euro. Știu că nu vei putea să beneficiezi de ei, că tu ești închis aici în pușcărie pentru crima ta. Dar e o veste bună, nu-i așa? Ce motiv real de plin de bucurie avea acea persoană? Foarte puțin. S-a uitat la tine și a spune: prietene, nu înțelegi soarta mea. Nu înțelegi cum stau lucrurile. Ce veste ar trebui să audă acel om condamnat la moarte, condamnat să stea în pușcărie pentru veci, ca să se bucure cu adevărat și de plin? Libertate! Libertate! Ar trebui să audă vestea că nu mai este condamnat. Să audă vestea că este eliberat. Să audă vestea că cineva a plătit pentru crima lui. Și că de mâine sau de astăzi el este liber. Noi această veste am primit. Și pentru că avem această veste, și pentru că avem această libertate, și pentru că am fost răscumpărați, ne putem bucura de aceste alte binecuvântări. Putem să stăm la masă și să ne bucurăm de mâncare în virtutea faptului că Hristos ne-a eliberat de sub păcat. Și nu mâncăm acea mâncare în pușcăria păcatului, așteptând iadul. Credinciosul ar trebui să mânce altfel din prăjitură. Mă înțelegeți? Credinciosul ar trebui să guste din prăjitură și să guste mai multă dulceață. Să realizeze că Dumnezeu i-a dat cea mai mare bucurie. Și așa de bun e Dumnezeu că peste această bucurie i-a dat și prăjitură. Și s-a gândit să fie și bună. Și pe placul lui. Da? Și fără nuci, cum îi place la fratele Radu, că lui nu-i plac nucile. Mă înțelegeți? Credinciosul ar trebui să fie cel mai bucuros om. Pentru că a primit vestea cea mai bună. Ești eliberat! Ești răscumpărat! Nu mai este condamnare peste tine! Și toate binecuvântările acestea, în timp și spațiu, până când vom trece dincolo la Dumnezeu, sunt doar amintiri și reamintiri cât de bun este Dumnezeu cu noi. Când mergem acasă și vedem copiii noștri care ne sar în brațe zâmbind și arată dragostea lor față de noi, ar trebui să ne bucurăm de ei de 1.000.000 de ori mai mult decât un păgân se poate bucura. Pentru că avem un tată care ne-a luat în brațele lui, care a trimis pe Fiul Său să plătească pentru păcatele noastre ca să fim împreună cu El pentru veșnicie. Un necredincios nu poate cunoaște asemenea dragoste. Un necredincios nu poate cunoaște asemenea bucurie. Binecuvântările naturale, atunci când sunt trăite prin credință, devin binecuvântări supranaturale. Vezi prin ele binecuvântarea supremă și bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Într-un fel în care oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu pot să cunoască. 9. Mlădițele adevărate, nu doar că sunt confirmate, afirmate de comunitatea credincioșilor, dar mlădițele adevărate vor fi întotdeauna, Biblia ne arată acest lucru și istoria confirmă acest lucru, respinse și persecutate de lume. Dacă comunitatea credincioșilor afirmă adevăratele mlădițe, lumea întotdeauna va urâ adevăratele mlădițe. Domnul Iisus spune în versetul 18 și 19: dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume. Confirmarea credinței am văzut că are loc în cadrul comunității sfinților. Biserica afirmă credința noastră, da? În seara aceasta noi vom afirma reciproc faptul că suntem cu adevărat în Hristos. Eu voi spune despre fratele Andrei, eu cred că el este o mlădiță adevărată în trupul lui Hristos. În viața adevărată. Eu cred că Hristos l-a răscumpărat. Eu cred că viața lui atestă lucrul acesta. Eu văd rodul Duhului Sfânt în viața lui. Și el va spune același lucru despre mine. Asta vom face în această seară. Vom proclama jertfa Domnului Iisus Hristos lumii, dar în primul rând ne-o proclamăm nouă și ne-o afirmăm nouă reciproc. Biserica afirmă credința și faptul că mlădițele sunt adevărate.
Și lumea confirmă prin faptul că respinge întotdeauna adevăratele mlădițe. Adevărații credincioși sunt urâți de lume. Fraților, dacă lumea ne ia în brațe și ne acceptă și ne iubește pentru credința noastră, s-ar putea să nu avem nicio treabă cu Hristos. Pentru că crucea lui Hristos este o nebunie pentru cei din lume. Pentru că Evanghelia predicată de noi este o ofensă pentru ei. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu este o scârbă pentru ei. Și scârboșenile lor ar vrea să ne convingă că este dreptate. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume. O cât efort din partea, așa zis, creștinilor de astăzi se depune să fie iubiți de lume. Să fie plăcuți de lume. Unii sunt și pe față despre acest lucru. Țin seminarii despre creșterea bisericii și cum să fii mai atractiv pentru lume. Cum să fii mai plăcut lumii. În America a pornit de mult această mișcare numită Seeker Sensitive Movement. Adică să fim sensibili față de cei din lume care s-ar putea să-L caute pe Dumnezeu. Vieții n-au citit Biblia care spune că nici măcar unul nu-L caută pe Dumnezeu. Și ca să fii seeker sensitive, care acum a venit și în România, da? Cunoașteți? Metanoia, BBSO, bla bla bla. Încearcă să fie pe gustul lumii. Ce înseamnă să fie pe gustul lumii? Păi de obicei, în ziua de azi, înseamnă să stingi luminile, să dai tare la volum, să predici cât mai scurt și cât mai ambigu. Cam asta înseamnă să fii plăcut lumii. Fraților, dacă ajungem să fie plăcut, să fim plăcuți lumii, nu vom fi plăcuți de Hristos. Pentru că Hristos ne spune că prin tot ceea ce suntem, prin tot ceea ce facem, prin tot ceea ce propovăduim, lumea ne va detesta. Lumea ne va urâ. Lumea se va uita la noi și va spune, ei sunt dușmanii noștri. Și în ziua de astăzi, oamenii intră în închinarea sfinților, care este o reprezentare aici pe pământ, a ceea ce se va întâmpla în ceruri. Intră, între ghilimele, cumva, în prezența lui Dumnezeu. Și în loc să cadă la pământ, înfricoșați, pleacă de acolo și spun, măi, a fost fain. Măi, am fost și eu la un concert, la ceva discoteca seară, dar ăsta a fost mai profi. Ăsta a fost super. Excelent. Noi nu suntem chemați să distrăm pe cei din lume. Noi nu suntem chemați să le facem o atmosferă plăcută. Noi suntem chemați să propovăduim Evanghelia și să le spunem că dacă nu se pocăiesc, rămân sub condamnarea lui Dumnezeu. Omul care intră într-o biserică ar trebui să plece înfricoșat și tremurând de aici. Nu încântat de ce frumos a fost performanța muzicală. Și dacă pleacă altfel decât speriat de perspectiva iadului și condamnarea sub care se află, decât zicând că acești oameni sunt nebuni, noi suntem nebuni. Și noi am ratat chemarea noastră ca și biserică. Nu iubiți lumea. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșenia vieții nu este de la Tatăl, ci este din lume. Iar lumea și pofta ei trec. Însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 1 Ioan, capitolul 2. Sau Iacov, capitolul 4. Suflete prea curvare! Iacov nu. Iacov n-ar fi foarte bine primit în biserică de astăzi. Mă credeți? Cred că odată ar predica la una dintre bisericile astea moderne. Suflete prea curvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu? Credeți că degeaba vorbește Scriptura?
Pentru mulți degeaba vorbește. Pentru mulți Scriptura vorbește degeaba. Despre biserică, despre închinare, despre credință, despre doctrină, despre mântuire. Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și ce face creștinul și creștinul de astăzi? Vrea să se facă cât mai acceptabil lui. Vrea să semene cât mai mult cu lumea. Vrea să fie plăcut lumii. Un creștinism acceptabil lumii nu mai este creștinism. Și este dușmănie cu Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune în 2 Timotei 3 că oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Golind crucea Domnului nostru Iisus Hristos de putere. Formele vor persista. Formele vor exista. Milioane de euro se vor investi în forme. Să pară că este evlavie. Dar vor fi forme goale. Fără putere. În concluzie. Drag frate și soră și prieteni în această seară, provocarea pentru fiecare dintre noi în seara aceasta este cât se poate de simplă. Ești cu adevărat mlădiță în vița adevărată? Faci parte din adevărata viță care este Hristos? Vizibil, exterior, vrem să proclamăm în această seară acest lucru. Prin cina Domnului vom spune, toți cei care vom participa, că suntem din Hristos. Provocarea este, dacă în mod real lucrurile stau așa. Provocarea este, dacă viața noastră confirmă acest lucru. Dacă există rod, dacă există credință, dacă există ascultare, dacă există creștere, dacă există dragoste, dacă există dependență totală de Dumnezeu. Dacă există tot ceea ce Hristos a spus că va fi prezent în mlădițele adevărate. Pentru că nicio mlădiță care este cu adevărat în Hristos nu poate să fie neroditoare. Hristos este adevărată viță și El dă întotdeauna adevăratul rod. Amin? Amin. Amin.